Ziua de 24 septembrie a marcat un eveniment de mare însemnătate pentru Federația Națională Omenia a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România, 25 de ani de existență. Înființate din dorința de a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor vârstnice, casele de ajutor reciproc s-au transformat treptat într-un pilon fundamental în protecția socială a pensionarilor, ajungând în prezent la 167 de CRE-uri și la 1,4 milioane de membri. Federația Națională Omenia a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor are peste 1.400.000 de membri și 137 de case de ajutor reciproc, între care și Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Giurgiu. Urez tuturor pensionarilor din Giurgiu, din județ și din comunele limitrofe să se scrie la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Giurgiu și din celelalte case de ajutor reciproc care sunt în județ și să se uite pe postul de televiziune online pe care noi îl avem, Omenia TV, ca să vadă tot ce am făcut noi aici, tot ce am făcut în istorie de ultimii 5 ani de când avem acest post. Avem o revistă Omenia și să ținem cât mai des legătura și invit conducerea, noua conducere a CARP-ului din Giurgiu să vină la noi să stăm de vorbă. Pe lângă faptul că zilnic sute de mii de pensionari se adresează pentru împrumuturi caselor de ajutor reciproc, instituția s-a implicat de-a lungul anilor și în inițiative legislative noi, dar și în construirea unei tradiții proprii prin care să demonstreze că vârstnicii din România sunt o resursă bogată a societății noastre, ce a trecut cu înțelepciune și încredere peste vremurile dificile.